Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la știrile orei pe YouTube! Sunt Ilinca Vandici și suntem la amintiri din copilărie. Super! M-am descurcat de vin? Cred că mi-ar sta bine să fiu prezentatoare de știri. La un moment dat în viața mea, habar n-am, poate se întâmplă. Râdem, glumim, dar fix asta vreau să facem astăzi, să depănăm amintiri, să vă povestesc un pic cum arătau vacanțele mele din copilărie, vacanțele de iarnă, vacanțele de vară. Cred că sunt un copil privilegiat care a avut parte de o copilărie super fericită. Am fost susținută de părinți în a face tot ceea ce mi-am dorit și mi-a plăcut, dar, bineînțeles, în condițiile în care luam note foarte mari la școală și eram premiantă, etc., etc., adică și ținută din scurt așa puțin. Iar vacanțele de iarnă și de vară, în principiu, se derulau ori acasă, ori la bunica. În primul caz, momentul în care eram acasă, hai să vorbim pe rând așa ca să ne înțelegem, să ne organizăm cum sunt eu organizată, reprezentau muncă fizică asiduă. Da, șoc și groază, Ilinca Vandici a dat cu sapa, a cules cartofi, a cules porumb, a fost la secerat de grâu. Ce am mai făcut, Doamne? Am văruit pomii, am în grădina de legume. Ferească Dumnezeu, măiculița Domnului, de-am zis, eu când o să mă fac mare, o să vreau să stau la apartament, la bloc, să nu mai văd fir de pământ prin jurul meu. Cumva ai mei am senzația că m-au pregătit pentru viață. Știți cum e aia? Trage, domnule, cu cârca să fii pregătită pentru ce e mai greu, că după aia știi cum e, restul vine așa de la sine și nu le mai simți. E, cam așa s-a întâmplat și cu munca asta. Dar cumva a fost bine că s-a întâmplat așa, pentru că, bine, oricum nu cred că e în firea mea să fac eu lucruri de-astea exagerate, să habar n-am, fac prostii de-astea mari sau ceva. Dar responsabilizându-mă prin lucrurile pe care le aveam de făcut în curte, în gospodărie și așa mai departe, n-am avut timp să stau, să mă înhăitez cu golanii, cu golăncile, să plec pe nu știu unde, să fac nu știu ce și așa mai departe. Târziu, tare de tot, mi-a fost permis să mă duc și eu la discotecă pe vremea aia. Era discoteca de la noi din sat, unde abia așteptam să vină sâmbătă seară ca să mă îmbrac frumos, să mă duc la discotecă. Aveam și un băiat acolo care îmi plăcea. Ce amintiri drăguțe! Bine, asta se întâmpla în timpul vacanțelor de vară acasă, deci mai mult munceam decât altceva. Și mă uitam la telenovele, asta făceam, pe furiș. Și mama mereu venea și îmi spunea: nu te mai lasă să stingi televizorul, că avem de muncă, nu știu unde, televizorul o să-ți dea ție de mâncare când o să fii mare. Ta-ra-am! Bună seara, sunt Ilinca Vandici și sunt la televizor. Îmi place mult. Iar vacanțele de iarnă acasă erau senzaționale, adoram iarna, acum ador vara. Atunci adoram iarna, că iarna nu era nimica de cultivat, deci nici de adunat, deci cum ar veni, era pe sărbătoare și pe voie bună. Iarna stăteam și croșetam împreună cu mama, făceam șosete, plovere, nu știu ce, nu știu ce. Mă duceam la derdeluș cu prietenii mei de acolo de pe uliță, la săniuș, la derdeluș, făceam un de zăpadă. Habar n-am, chestii de-astea foarte mișto și foarte normale și sănătoase așa. Iar când mă duceam la bunici în perioada verii, era haos, vă zic și de ce. Pentru că ne strângeam toți nepoții. Asta înseamnă eu cu sora mea, două verișoare și un verișor. Deci eram 5 bucăți. Vecinii noștri, alte 5 bucăți. Și ne adunam în fiecare zi 10 bucăți. Ieșa iureș, vă dați seama, nu? Ce oră de culcare, ce oră de mâncare, ce... Dacă nu ne duceam la... era o gârlă de asta, un râuleț râușor. Făceam dâlboc, se numea. Mamă, țin minte, se numea dâlboc. Cu papucii săpam groapă în pietrișul de subtul râului ca să facem groapă ca să ne facem apă mai mare, ca să facem acolo o băltuță ca să înotăm. Era foarte frumos. Prindeam libelule, ne plimbam, alergam, habar n-am, era superb. Deci când auzeam de plecat la bunici, era divin. Aleluia, nu mai prășim nimic, nu mai culegem nimic, nu mai facem nimic, ce bine pare nimeni. Iar vacanțele de iarnă, la fel, mă rog, repet, erau preferatele mele pentru că nu aveam nimic de muncă și în principiu stăteam și ne jucam toată ziua afară la zăpadă cu verișoarele, verișorii și prietenii mei de acolo. Stând acum și dând timp înapoi, probabil că, nu știu, mulți dintre voi sau din potrivă, poate că foarte puțin dintre voi stau să se gândească: ce copilărie a avut asta,
ce urât a fost, ce nimic extravagant, n-a plecat și ea în vacanță, sincer nu țin minte. Da, la noi în weekenduri se făceau grătare, se făceau petreceri, se pleca nu știu unde la cabană, habar n-am dat, gen cu familia. În rest de venit la mare, la munte, eu fiind din Ardeal, mă rog, ne duceam în Munții Apuseni, acolo la noi, dar mai răruț, iar marea, am văzut-o, Marea Neagră, bine, am văzut-o când eram bebeluș, după care am văzut-o prima oară, nici nu mai știu, acum vreo 15 ani, 16 ani, ceva de genul. Serios? N-am fost toată copilăria mea, n-am fost la Marea Neagră. Da, ce să vezi, mă duceam în Ungaria. Da, și asta o zi, ne duceam până la un strand care era acolo aproape de graniță. Mă rog, repet, la noi era pe muncă mai mult decât pe distracție, dar a fost foarte frumos așa. Nu vă închipuiți că mi-am rupt cârca, stați liniștiți, sunt în regulă. Însă, făcând așa un pic o comparație, mă gândesc că a fost foarte sănătoasă copilăria mea și au fost foarte sănătoase vacanțele pe care le-am petrecut, lucrurile cu care am crescut. Și cred că astea în continuare mă mențin cumva cu picioarele pe pământ. Da, ceea ce se întâmplă în ziua de azi e whole new generation, nu știu, viața pe care o are Zian, de exemplu, pe care eu îi ofer, n-are nicio legătură cu viața pe care am avut-o eu. Mă rog, el e și mic deocamdată, dar nu-l responsabilizez absolut deloc, îl duc la mare de nu știu câte ori pe an, îl duc la munte. Are parte de o grămadă de haine. Apropo, mamă, pe când venea cu cumpăratul hainelor, dar asta nu era în vacanță, era în toamnă. Super divin, când ne pregăteam, știam că vine septembrie, ne ducem la școală, mamă, mare shopping, rupeam shopping-ul. La piață ne duceam, la piață frumșal, că nu vă închipuiți că erau magazine, mall-uri și... Hai să fim serioși. La piață, acolo, lucruri aduse din Ungaria, multe, multe, dar foarte frumoase de altfel. Training-uri, pantofi sports, sneakers, alea. Superb, ceva divin, superb, îmi plăcea mult la shopping, de mic îmi plăcea mult la shopping. Și aveam, îmi făceam ținutele din timp și cu seara de dinainte de școală, îmi făceam ținute și nu mă îmbrăcam două zile cu aceleași haine. În fiecare zi alte hăinuțe, altă ținută, ceva frumos. Eram pasionată de fashion și de modă de când eram mic. E, asta voiam să zic. Acum Zia nu știu dacă mai apreciază lucrurile astea pentru că el primește în fiecare zi câte ceva. Îi se cumpără haine, îi se fac toate mofturile, are parte de o cu totul altă dezvoltare, dar cred că e prielnică, tocmai pentru că și noi ar trebui să avansăm și să evoluăm odată cu ei și odată cu vremurile. Apropo și de, mă rog, tabletă, tehnologie și așa mai departe, eu nu interzic copilului meu să se uite la desene, la televizor, eu nu interzic copilului meu să se uite pe YouTube dacă lui îi face plăcere la diverse filmulețe, cântecele, habar n-am, videouri cu mașinuțe care se joacă nu știu ce, nu știu ce. Tocmai pentru că este o altă generație și consider că îl dau cumva un pas înapoi sau că nu îi ofer libertatea de a se dezvolta atât de mult pe cât poate, având în vedere, repet, noile repere a tot ceea ce înseamnă societatea zilei de azi și generația zilei de azi. Am deviat de la subiect, ca de obicei. Josh, nu? Da, Josh e obișnuit, e tot în regulă. Asta mă enervează la Josh, că este foarte sincer. De ce atât de sincer? În loc să zică, nu-i Linca, stai liniștită, este foarte bine, este minunat, da? Nu, 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 ești foarte plictisit așa. Bine, gata, vă pup că nu vrem să-l plictisim pe Josh. Josh? Da, chiar e foarte interesant. Sunt convins. Să nu-l plictisim pe Josh, zic, vă pup și ne vedem data viitoare cu ceva mult mai interesant pentru Josh.